Râmul zânelor. George, nu sunt superstițioasă, dar trebuie să recunosc că nu-mi plac corbii. N-am mai văzut un corb până acum, nu-i așa, Nelly? Dacă spui tu, așa-i, George. Oh! Nelly! Nel, ai văzut? Cred că tocmai am văzut un iepuraș, dar avea ceva pe... George! Nu mai face gălăgie. Scuze, credeam doar că am văzut ceva. Am ajuns, copii. Ferma Stejarul Zânelor. E grozavă, domnule Coombs. Eu și tatăl tău veneam des aici în copilărie. Bună! Mi s-a părut că aud mașina. Bridget, fă cunoștință cu Nelly și cu George. Bridget ne ajută la treburi. Nu știu ce ne-am face fără ea. Bună, Nelly. Salut, George. Încântat de cunoștință, Bridget. Domnule Coombs, dați-mi voie să vă ajut. Nu vă faceți griji, o iau eu. Miroase bine. Da, e plină cu prăjituri cu miere făcute de mama. George, ai de gând să stai așa toată ziua? Nelly! Ce mai e acum? Văd o... Fereastră, George! Pe aici, dragii mei. Camera voastră e la etajul superior. Îmi place enorm de mult, dar uneori picioarele mă mai lasă. Sper că o să vă placă și vouă. Wow, e superbă! Vă las să vă despachetați bagajele. Anunțați-mă dacă vreți ceva. Da, doamnă Coombs. De ce ești atât de morocănoasă? Nu vreau o vacanță la țară când trebuie să ne mutăm. Vreau acasă. Nu-mi pasă dacă dorm pe podea, fiindcă patul e împachetat. Exact asta o să scriu în scrisoare adresată mamei. Nel, abia am ajuns aici. Hai, să ieșim să explorăm. Du-te tu, George, eu îi scriu mamei. Nu mă duc singur. Nu e deloc amuzant. Scrie-i mai târziu, te rog. Prea bine, să mergem. Prinde-mă! N-o să reușești! Hei, George! Așteaptă-mă! Unu, doi, trei! Hopa! George, uite ce ai făcut! Acum trebuie să ne întoarcem. Nici vorbă. Doi pui de om din cealaltă lume. Unul cu picioare membranate, celălalt cu părul de foc. Când ei apar, timpul nu mai are astâmpăr. Gata, ce zici de un joc de a va-ți ascunselea?
Nu suport jocul ăsta. 1, 2, 3. Mai încet, am nevoie de timp. 4, 4 și jumătate. 5, 6, 7. 7 și jumătate. Cine nu-i gata, îl iau cu lopata. George? Ești acolo? George? George! George, unde ești? Ieși odată! Nu mai am chef de joacă! George! Nu mai este amuzant! Ieși odată! M-am săturat! Mă întorc la fermă! Unde crezi că mergi, floricica mea? Scuzați-mă, din întâmplare ați văzut vreun băiețel? Nu l-am văzut, deoarece nu e aici. Știu, de asta îl caut. Nu e aici pentru că s-a dus. S-a dus? La plimbare, cu zânele, aș putea spune. S-a dus să ajute pe cineva, pe cineva important. La fel vei face și tu, floricica mea. La începutul vremurilor, o vrăjitoare bătrână mi-a spus că tu și băiatul sunteți cei aleși. Crezi că poți fugi? Dar nu poți! Avem de lucru! George? George, ai mâncat prăjiturelele mamei fără mine? Da? Cine ești? Cum aș putea avea parte de puțină intimitate cu o fetiță băgăcioasă în jur? Ce căutai în dulapul meu? Dulapul tău? Nu prea cred. Eu, măturoiul, sunt gnomul ce locuiește aici. Tot ce se petrece în casa asta e responsabilitatea mea, inclusiv acest dulap. Acum, dacă mă scuzi... Unde pleci? Mă duc să prind 40 de clipe. Știi cât de greu e să prinzi clipele? Mai am de prins 32 de clipe. O zi bună! Stai! Din întâmplare, nu l-ai văzut pe fratele meu? Cam atât de înalt, cu ochelari. Bineînțeles că l-am văzut. Unde se ascunde? Unde se ascunde? Când l-am văzut era cu tine. Scuze, nu știu ce să fac. Se pare că George a dispărut. A dispărut, zici? Asta înseamnă un singur lucru. George s-a dus cu zânele, în mod sigur. Așa mi-a spus și omul acela îngrozitor. N-am auzit o nerozie mai mare. Stai! Unde e George? Serios! Ți-am spus! Nu se poate să fi plecat cu zânele. Nu există zâne. Nici gnomi nu există, nu-i așa? Să zicem că e adevărat, că George s-a dus într-adevăr cu zânele. Cum aș putea să ajung la el? Mai întâi va trebui să ajungi pe tărâmul zânelor, ceea ce uneori e ușor, dar în general e imposibil. Îl vei putea aduce înapoi doar dacă nu a mâncat sau a băut ceva. Și crede-mă, știu bine ceea ce spun. Nici măcar o bucătură din prăjiturile zânelor, nici un strop de rouă. Dacă a făcut asta, va rămâne acolo. Cât timp? Pe vecie. Trebuie să mergem acum. George n-a mâncat încă de prânz. E lihnit de foame. Oprește-te, așteaptă. Noi nu mergem nicăieri. Eu nu am nicio legătură cu asta. Trebuie să-mi arăți cum să ajung pe tărâmul zânelor.
rog, măturoiule. Ce-mi dai dacă te ajut? Restul prăjiturelelor? Ce nu fac eu pentru haleală? Mai ales pentru prăjiturele. Cu deosebire acelea cu miere. Nu pot să cred că fac asta. Sunt gnom. Gnomilor nu le place afară. Gnomilor nu le place frigul. Grozav, ce-ai făcut cu băiatul? Să nu-mi fii cu răspunsurile alea răsuflate. Ce faci acolo? Încerc să obțin informații, ce altceva. De la cine? De la... așa e, nu poate, nu-i așa? Nu contează. Aia e intrarea. Mare cât o zi de muncă. Mă mir că n-ai mai văzut-o. Uite cum zboară toate ca niște fluturași scăpați de sub control. Care toate? Ce fluturași? Stop! Vezi cercul ăla de ciupercuțe din jurul copacului? E un inel al zânelor. George-o fi intrat din greșeală în el. Sau ar fi putut fi ademenit de una din voi. Sau voi. Sau voi. Cu cine vorbești? Scuze, tot uit. Stai într-un picior. De ce? Vrei sau nu să-l găsești pe băiat? Întinde un braț și închide un ochi. Ia te uită! Ăsta, după cum vezi, este jarul zânelor. Calea de intrare pe tărâmul zânelor. Dă-mi voie să te avertizez. Nimic nu e ceea ce pare. Nimic. Nu uita! Să nu mănânci, să nu bei nimic! Nu pot să cred că mi se întâmplă așa ceva! Ce vom juca acum? Cu ce ți-ai dori să jucăm? George! Nu avem timp de joacă, Merivale. Trebuie să ne ducem la palat. Acum, urgent. Ziua asta e atât de frumoasă, Chadley. Nu mai avem timp de un joc? Nu. Aici erai, George. Ador căpșunele. Nu! Mulțumesc, Starcross. Unde a dispărut? Ca un expert, Starcross. Notă maximă. Dar, așa cum știi, n-avem timp de trucuri și magie. Prințul sigur se întreabă pe unde suntem. La palat! M-am gândit că ți s-a făcut foame. Tu mi-ai spus să nu mănânc și să nu beau nimic. Nu băga în seamă ce ți-am spus înainte. Pari însetată. Poftim. Bea, floricica mea. Nu! Stai departe de mine. Nu o să ajungi departe, draga mea. George! Wow! Zbor! De m-ar vedea Nelly! Wow! Am ajuns în Palatul Zânelor? Îți place? E uimitor!
a fi prea târziu. Serviu un fruct? Sunt lihnit de foame. Da, dar trebuie să ții seama de consecințe. George! 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 Nu! Nelly, mă bucur că m-ai găsit. Vrei ceva de mâncare? Oh, scuze, ei sunt noii mei prieteni. El e Chadley, ea e Merivale. Bine ai venit! Ei sunt Huckabee și Starcross, care nu vorbesc deloc. Ea e sora mea, Nelly. Prietenii mei sunt zâne. Pot să-i dau o prăjitură și lui Nelly? Da, dar dacă mănâncă... Nu! Nu știi ce pierzi. George, te rog, nu mai mânca. Fratele meu și cu mine am vrea să vă mulțumim pentru ospitalitate, dar, din păcate, trebuie să ne întoarcem acasă. Acum? De ce? Să vă întoarceți? Poate că doriți să vă întoarceți, însă... Eu nu! Dar numai tu ești liberă să pleci. Băiatul trebuie să rămână. Ne-a mâncat din mâncare. L-am avertizat. Da, dar nu puteți încălca regulile puțin? Să ne lăsați pe amândoi? Să încălcăm regulile? Crezi că regulile de pe tărâmul zânelor pot fi încălcate așa cum se apleacă un fir de iarbă în bătaia vântului? Nu, dar... Fugi! Ce faci? Nu! Nu! Lăsați-ne să plecăm! Stai! Stai, Nelly! Calmează-te! Doar nu vrei să-l deranjezi pe prinț, nu-i așa? Pe prinț? El cârmuiește tărâmul zânelor? Bineînțeles! Oare dacă facem, mult zgomot ne aude? Ajutor! Ajutor! Lăsați-ne să plecăm! Liniște! Ajunge! Prințul! Un pui de om! Abia de-mi vine să cred că tu ești sursa tulburării mele. Oh, da! Îmi pare rău, dar, vedeți, nu ne dau voie să plecăm de aici. Nu-i adevărat, senior! Fata e liberă să plece, dar fratele ei ne-a gustat din mâncare. Nu-mi pasă ce spun ei, nu plec de aici fără George. Atunci vei rămâne aici o veșnicie. Avem reguli. Dacă există cineva care poate încălca regulile, maestatea voastră. Dacă le încalci, se rup. Dar regula aceasta nu se poate ocoli? Ocoli? Da, scrie în sferă. Cum anume, sire? Oamenii care gustă ale zunelor bucate nu vor mai locui în altă parte. Întocmai. N-am terminat. Există însă un leac. Să facă trei lucruri și ăsta nu-i un fleac. Ce înseamnă asta? Că vă pot lăsa să plecați de pe tărâmul zânelor dacă sunteți de acord să faceți trei lucruri. Trei lucruri? Cred că putem face asta. Bine. Dacă nu puteți, băiatul va rămâne să trăiască cu noi aici, pe vecie. Astea sunt regulile. Întoarceți-vă la fermă și nu pomeniți nimănui de ce s-a întâmplat aici. Mai ales măturoiului. Măturoiul? Cine-i măturoiul? Merivale va veni să vă anunțe cu privire la prima sarcină. Nu prea cred. Hai, George, să mergem. Nu uita, nu trebuie să spui nimic nimănui, mai ales măturoiului. Cine-i măturoiul? O să-ți fac cunoștință cu el. Sigur te simți bine, George? N-ai prea mâncat la cină? Sunt bine, doamnă Coombs. Azi am mâncat destul de mult
Nu o să vă vină să credeți. Am mâncat prăjituri de... George, din întâmplare, n-ai văzut scrisoarea pe care o scriam? Oh, am găsit o scrisoare pe care am trimis-o dimineață. Era pe măsuța din hol. M-am gândit că vrei să o trimiți. Dar cum a ajuns acolo? Oh. În pat cu tine, Nelly. Ai avut o zi lungă. Vise plăcute, copii. Mă bucur că ați venit la mine. Noapte bună, doamnă Coombs. Sper că în scrisoare nu scria că vrem să ne întoarcem acasă. Știi bine că da. Să sperăm că vom pleca înainte de a ne achita de sarcinile alea. Vino la stejarul zânelor, după ce se va topi bruma de pe ferestre. Prințul îți va da prima misiune. Nu uita, să nu spui nimănui de asta. Oh, cu excepția lui George, desigur. Simt miros de zână. Oh, cine a deschis geamul? Ziceai ceva despre o zână? Da. Ce știi tu despre zâne, mă rog? E timpul să ne trezim, George. Să nu-i spui nimic. Ce i-ai spus? Nimic. Îmbracă-te cu haine groase. Pe curând, maturoiule. La stejarul zânelor, azi. Voi doi puneți ceva la cale. Știu asta. A venit cumva Merivale? A spus să ne ducem la stejarul zânelor când se va topi bruma de pe geamuri. Oh, știe că s-a întâmplat ceva. Bună, Nelly. Bună, George. Nu cunoașteți pe prietena mea, Helen, nu? Încântat de cunoștință. La fel și eu. Am auzit multe lucruri despre voi. Ne-am plimbat puțin înainte de micul dejun. Unde ați pornit așa de dimineață? Mergem la stejarul zânelor. George! N-am zis de ce. Și cum o să vă dați seama care e stejarul zânelor? Vor ști când îl vor vedea. Oh, te rog, Bridget. Doar nu vrei să spui că și tu crezi poveștile alea despre stejarul prin care intri pe tărâmul zânelor? Tărâmul zânelor? De ce nu? E o aiureală. O mare aiureală. Păi, trebuie să fug sau să mă leg în ca o rață. Pe curând! Helen e cea mai bună prietena mea. Abia aștept să se nască bebelușul. Bridget, spune-mi, tu crezi în zâne? George! Ei... Am auzit odată o muzică minunată în preajma acelui stejar. N-am mai auzit o asemenea muzică în viața mea. O fi fost muzica zânelor, nu-i așa? Eu aș spune că e imaginația ta. Trebuie să plecăm. Pot să vin și eu cu voi? Nu! Nu ai de lucru? Oh, nu, nu-ți face griji, e încă de vreme. Acum ce ne facem? Nu știu, dar o să-mi vină o idee.
sper să vină cât mai curând, Merivale. N-avem timp de pierdut. Am avea, dacă n-ar fi ziua nunții prințului. Huckabee, e chiar ziua nunții. Cu cât mai curând se însoară cu prințesa Bridget, cu atât mai bine. Cele două împărății vor deveni una singură. Stejarul zânelor e acolo. Iată că vin. Așa este. Huckabee, du-te și anunță-l pe prinț de sosirea copiilor. Acum, Chadley. Știu, să ne jucăm de vate ascunselea. E jocul meu preferat. Oh? Noi ne ascundem, tu numeri, bine? Cum spui tu? 1, 2, 3. Uite-i pe Merivale și pe Starcross. Bună, Chadley! 7, 8, 9, 10. Hei! Nu vă ascundeți? O să ne ascundem, dar nu te opri din numărat. Nu te opri. Am venit, maestate. Care-i prima noastră sarcină? Sarcină? Da, maestate. Trebuia să le cereți să adune... Da. Dar m-am răzgândit. Cine-i făptura aceea minunată? Care făptură? Oh, îmi pare rău, înălțimea voastră. Ne-a urmărit, dar nu i-am spus nimic. Jur! Cuvintele nu pot exprima cât e de frumoasă. Cum o cheamă? Bridget. Lucrează la fermă. Bridget? Ați spus Bridget? Profeția. Prințul de pe tărâmul zânelor se va însura cu frumoasa Bridget, de viță uluitor de nobilă. Sire, ea e Bridget, dar e om. Profeția spune de viță nobilă. Categoric, e vorba de o Bridget zână. Așa zici tu? Uluitor n-ar putea însemna și surprinzător sau neașteptat? Nelly! George! Oricât de mult mi-ar plăcea să număr în spatele unui copac, cred că trebuie să mă întorc acasă. Bine, Bridget, pe curând! Nu, te rog, n-o lăsa să plece. Prea târziu, alteță, a plecat deja. Slavă cerului! Prima sarcină e să adunați... Prima voastră sarcină e să o aduceți pe Bridget pe tărâmul zânelor, s-o cer de nevastă. Cum rămâne cu prințesa? Cum de e atât de sigur? Doar nu vorbește serios. Asta-i bună! Sunteți sigur că asta e sarcina lor, sire? Nu așa am căzut de acord. Foarte, foarte sigur, Chadley. Ea e Bridget din profețiile vechi. Prin urmare, e sortită să ne ajungă soție. Ei bine, ce mai așteptați? Ajuta să-mi ocup locul de drept în palatul regal. Credeam că odată ce băiatul va fi mâncat, o să am cale liberă. Ce s-a întâmplat? Prințul le-a dat drumul. Ai uitat? Bineînțeles că nu! Atunci, de ce ai întrebat? Ce zici dacă am scăpat de prinț, a? Și binevoiești să-mi spui și cum? N-o să vă vină să credeți. Ce-i atât de amuzant? Prințul tocmai s-a îndrăgostit de o femeie. Cum o cheamă? Din întâmplare e posibil cumva să fie Bridget? Da, așa e, Bridget. De unde știi? E perfect. Profeția spune că prințul se va căsători cu frumoasa Bridget, de viță uluitor de nobilă. Toată lumea crede că e vorba de prințesa Bridget. Nici eu n-am crezut niciun eon că Bridget ar putea fi om.
chiar e uluitor. Deci ce se întâmplă cu prințesa zână Bridget? Păi, n-o să-i placă prea mult asta. Voi face din aflarea veștii un moment neplăcut și umilitor. Datorită mie, prințesa Bridget va face tot posibilul să-l distrugă pe prinț. Tot nu-mi vine să cred că m-ați convins să culeg castane când ar trebui să fac curat în lăptărie. Tu știi unde se află cele mai bune castane? Uite un castan frumos. Ce e copacul ăsta de aici? George, ăla este jarul zânelor. O fi el special, dar nu produce castane. Atunci aia ce e, ha? Poftim? Ce este asta? Trebuie să existe o cale mai ușoară. Ce s-a întâmplat? Unde suntem? Ai intrat în inelul zânelor. Ne aflăm pe tărâmul zânelor. Dar asta e imposibil. Se apropie prințul. Înălțimea voastră. Bridget, bine ai venit. De unde mi știți numele? Îl știu de o veșnicie. Ridicol, e împotriva regulilor. Știu că următoarea mea întrebare te va surprinde oarecum, dar vrei să te măriți cu mine? Să mă mărit? Dar cum? Sunteți un crai al zânelor? Tu nu ești zână. Exact, scumpa mea. Bine spus. Întrucât nu ești zână, dacă te vei mărita cu prințul, va trebui să renunți la vechea ta viață. La tot și la toți cei pe care îi cunoști și iubești. Categoric îți vor crește și aripi. Da, mulțumesc, Chatlin, dar aș putea să discut cu Bridget? Desigur, maestate. Singuri? Desigur, maestate. Da, Bridget. Dacă te vei mărita cu mine, vei renunța la statutul de om și vei deveni o prințesă a zânelor. Dar... dă-mi voie să-ți prezint împărăția mea. Bridget, știu că toate astea sună fără speranță de absurd, dar știu că asta e soarta ta, soarta noastră. Uită-te la mine și spune-mi că nu mă cunoști. Da, vă cunosc. Simt că vă cunosc de o viață întreagă. Ai multe lucruri noi de aflat și iubit aici. Te voi iubi mai mult decât viața toată, veșnicia de acum încolo. Vrei să devii mireasa mea frumoasă și iubită? Da. Vreau. Da, da, da. Uitați-o pe prințesa Bridget. Vine la nuntă. Ce o să-i spuneți? Îi voi spune adevărul, Chadley. E o prietenă veche. Știu că o să mă înțeleagă. Atunci noi plecăm. Rămâneți. Mai am o sarcină pentru voi. Zău? Care? Veți face pentru Bridget un văl de mireasă din mătase de păianjen. Poftim? Nu vă faceți griji. O să vă ajut. Mulțumesc, Huckabee. Cât despre voi, Chadley, Merivale și Starcross, voi pregătiți nunta regală. Pregătiți-vă, se apropie! Nu-ți face griji, suntem pregătiți! Ba nu, nu suntem! Ba da, suntem! Acum! Ce e asta?
Dați-mi drumul în clipa asta. Îmi pare rău, scumpul meu frate, dar e imposibil. Vezi tu, trebuie să-mi ocup locul de drept în palat. Un loc pe care l-aș fi ocupat deja dacă nu mă dădea tata afară. Te-a dat afară pentru că ai încercat să ne distrugi. Chiar crezi că ești potrivit pentru a cârmui tărâmul zânelor? Uită-te la tine! Ești la fel de hidos pe dinăuntru cum ești pe din afară. Nu mai sunt! La urma urmei suntem gemeni. Adio, frățioare. Îl las în seama voastră. Nu o să scapi ușor. Ce zici de asta? Vom vedea. Da, George, e perfect. E ca prima rază de soare în roa dimineții. O să caut altă pânză de păianjen. Bună idee, Nelly Petalo. Oh, prințesa Brigid. Dragă prințesă, mi-e teamă că... Lasă-mă pe mine să apreciez, dragă Alberic, dacă vestea ta mă va tulbura sau nu. Te va tulbura, crede-mă. Îți voi vorbi deschis. M-am îndrăgostit de o femeie. O să mă căsătoresc cu ea, nu cu tine. Ha? Poftim? Cum îndrăznești? Tipicot, în problemele inimii, nimic nu e prea îndrăzneț. Dar, doamna mea... Dacă e să vorbesc din inimă, aș fi mai fericită să-ți fiu prietenă, nu soție. Mi-e teamă, scumpă prințesă, că nu vei fi nici una, nici alta. Asta nu e glasul prințului. Cu timpul vei trece peste asta, floricica mea. Hai așa. Sire, fie sunteți prea fericit, fie... Nu cred, doamna mea, dar dovadă că e acel ticălos egoist pe care îl știm. Ai grijă cu ispul egoist, neștiutoare ștearsă. Vorbește cu mine cum vrei, dar nu-mi insulta prietenii. Ești în împărăția mea. Insult pe cine doresc. Ceva nu e la locul lui aici. Asta nu va mai fi mult timp împărăția ta dacă vei ține tot așa. Ha! Vrei cumva să-mi o iei tu? Dacă asta e intenția, va izbucni războiul. Dar, bineînțeles, nu aveți autoritatea de a declara război. Împărăția ta are, evident, nevoie de un bărbat. Vă fac o favoare regală și vă iau singur. Niciodată. Și cine o să mă oprească, mă rog? Eu. Micuța domnișoară îmi declară război? Așa să fie. Da! Prințesa Brigid mi-a declarat război! Război! Război? Război! Dar război? Război! S-a putut întâmpla așa ceva? Unde e prințul meu? Prințul tău a insultat-o pe prințesa Brigid. Sau cel puțin, așa pare. Prințul nostru nu ar face așa ceva. Hei, ajutor! Cum se conduc gângănile astea? Pe aici, George! Unde găsesc și eu o albină? A învățat ea să conducă o albină. Atacați! Atacați! Ah!
place. Sunteți absolut sigur de asta, sire? Bineînțeles că sigur! Aduceți-o pe prințesă! Pe prințesa Bridget, domnule! Pe care altă prințesă, nerodule? Prindeți-o și aduceți-mi-o aici! Asta îi va pune pe jar. Nu! Trebuie să o iei în direcția aia! Poate ar trebui să vorbesc cu tine pe limba ta! Petrece ceva foarte ciudat. Nelly! Nelly, așteaptă! Așadar, ai trimis după mine ca să-ți ceri scuze? Să-mi cer scuze? Auzi, scuze! De ce să-mi cer scuze, mă rog? Am trimis după tine ca să îngenunchezi în fața mea. Eu? Să îngenunchez? Niciodată. De acum înainte, toată lumea o să îngenuncheze în fața mea. Ia-ți labele de pe ea. Oh, știam eu că nu e prințul nostru. Știai că nu e prințul? Da, dar atunci cine e? Ce se petrece? Gărzi, arestați-l pe impostor! Dacă e să-l arestați, pe el va trebui să-l rețineți. E împărăția mea de drept. În sfârșit a sosit timpul să-mi ocup locul la palat. Iar eu îți spun că n-o să faci asta. Așa ceva e imposibil. L-au legat pe prințul cel adevărat. Am căzut de pe albină, l-am văzut și l-am dezlegat. Bine lucrat, George. Bine că s-a terminat. L-am înfrânt pe dușmanul cel rău. Da! Ura! Ura! Prințul meu a câștigat. Impostorul a fost pedepsit. Nelly! Ce faci? Salvează tărâmul zânelor. Nu! Pe mine trebuia să mă ajuți. Pe tine? Dar nu ești prințul adevărat. Nu, dar sunt adevăratul cărmuitor de pe tărâmul zânelor. Poate că vei încerca, frate, dar n-o să mă împiedici să-mi ocup locul de drept la palat. Se apropie vremea. Scumpa mea prietenă, te-ai rănit? Nu, Alberic, sunt bine. Nimic din spusele demonului ăla nu e adevărat. Prețuiesc prietenia ta mai mult decât orice. Știu bine asta. Dar a spus adevărul despre femeia iubită, nu? Da, așa este. Mă bucur că ai găsit-o pe Bridget, cea sortită ție. Eu zic să înceapă nunta. Sire, avem o mică problemă. Vă aduceți aminte de la sou? Dacă mi-l amintesc, bineînțeles, mi-a salvat viața. Da, dar lasoul acela era făcut din pânza de păianjen pe care o pregătisem special pentru vălul lui Bridget. Înseamnă că nu v-ați achitat de a doua sarcină. Am putea socoti salvarea din mâinile fratelui meu drept a doua sarcină. Cum doriți, sire, dar știu sigur că o nuntă nu poate avea loc dacă mireasa n-are văl. Nici dacă e îmbrăcată în salopetă. Arăți splendid, indiferent de ce ai purta, dar nu-ți fie teamă, sora mea. Am eu o rochie și un văl. Tipicop? Vino cu mine! Episodul ăsta siropos n-a fost prea
rău. Ar trebui să plecăm, George. Domnul și doamna Coombs ar întreba pe unde suntem. Chiar dacă le-am povestit, nu ne-ar crede. Nelly, George, doar nu voiați să plecați fără să vă luați rămas bun, nu? N-am vrut să te deranjăm. Oh, mulțumesc, Nelly. Sunt atât de fericită. O să vă duc dorul și vouă și celorlalți. Ce o să le spunem domnului și doamnei Coombs? Nu vă faceți probleme. Am avut noi grijă de toate. Haideți, vă conducem acasă. Pa! Pa! O să vă duc dorul! La revedere! Pa! Ne-am achitat de două sarcini. Mai avem una. Așa este. Și apoi se va termina totul. Da, se va termina totul. Dar nu așa cum cred ei. Ha, 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 ha! Zânele, simți frigul, Merivale? Nu-l simțim, dar nu ne face bine la aripi dacă e prea puternic. Să ne întoarcem acasă. Nu voia Chadley să avem grijă să transmitem mesajul? Mi s-a părut mie că e cineva afară. Intrați, intrați! Mi-e teamă că am o veste tristă. Bridget ne-a lăsat o scrisoare prin care ne anunță: am fost invitată urgent la o nuntă în familie. A trebuit să ia trenul să se întoarcă acasă. Am o veste minunată! Helen a născut un băiețel și mama și bebelușul se simt bine. A lăsat Bridget o adresă de corespondență? Nu, dar știa că bebelușul trebuie să se nască zilele astea. Va ține legătura cu Helen, nu mai stau la povești acum. Am câteva treburi. Nu întârzia, se apropie ora ceaiului. Mergeți sus să vă spălați pe mâini, apoi coborâți să mă ajutați să pun masa. Da, doamnă Coombs. Trebuie să-i spunem lui Bridget despre Helen. Îi vom transmite noi informația asta. Credeam că ați plecat deja. L-am uitat pe Starcross. Dacă îi spunem lui Bridget despre bebeluș, o să vrea să-l vadă. Și care-i problema? N-o putem duce acolo? E destul de mică. Posibil. Așadar, ce vreți să-i spunem lui Bridget? Că o să venim la stejar după ceai. Bine. Oh, era cât pe ce să uit iarăși. Unde e Starcross? Hă? L-am găsit! Starcross! Plecăm spre casă. Nu pot să cred că facem asta. Hei, ninge! George, ăsta nu-i semn bun. Oh, cât mă bucur să vă văd. Nu e minunată vestea despre Helen? Uf! Încă nu știu să manevrez aripile astea. Dă-mi voie să te ajut. Mulțumesc. Te vede lumea sau ești invizibilă, ca toate zânele? Bună întrebare. Nu cred că merită să ne asumăm riscul. Ultimul lucru de dorit e să te vadă cineva. Prea târziu, Bombonico. Am văzut tot ce trebuia să vedem. Acum văd drumul meu spre palat. Se apropie vremea. Spre căsuță! Nu uita, trebuie să nu te vadă nimeni. Nelly! George! Oh, mă bucur să vă văd.
Doamna Coombs mi-a spus că veți veni. Oh, mi-aș fi dorit să fie și Bridget aici. Da, am vrea să vedem bebelușul, dacă se poate. Sigur că se poate. Deși va trebui să faceți liniște. Tocmai a adormit. Oh, ce dulce e! Ce micuț e! Vă supărați dacă mă duc să mă întind puțin? Nu am prea dormit în ultimul timp. Nu, du-te liniștită, o să ieșim singuri. Poți ieși acum. Oh, ce frumos e! Bună, micuțule! Mama ta ar fi surprinsă să afle că ai drept nașă o zână adevărată. Oh, de-aș putea să-i spun și ei. Mea. Nici bebelușul nu e real. Nu! Nu puteți face asta! Pot să fac orice am chef. Dar nu asta! Vă rog! Mai ales asta. Nouă ne plac copiii, nu-i așa? Nu-i adorat! Dar nu vă faceți griji. Vă vom da copilul înapoi. Dacă veți coopera. Ce vrei să facem? Ce ați fost trimiși să faceți? Doi pui de om din cealaltă lume. Unul cu picioare membranate. De unde știi? Celălalt cu părul de foc. Când ei apar, timpul nu mai are astâmpăr. Timpul pentru ce? Pentru redobândirea locului meu la palat. O să furați sfera regală. Nu putem. Nu vrem. Puteți? Și veți vrea. Dacă nu doriți să păstrăm copilașul drăguț al prietenei noastre. Nu! Atunci aduceți-mi sfera. Ce e de făcut? Să aduceți sfera. Ce altceva? Ce e aceea sferă regală? Știți globul acela strălucitor pe care prințul îl poartă câteodată? Da, în care se află pergamentele cu reguli. Da, acela. Haideți! N-avem timp de pierdut. Tocmai aici trebuia să o aduceți. Mă bucur să vă revăd pe toți aici. Eu mă bucur mai mult.
Îmi dau seama că bătrâna vrăjitoare a avut dreptate. M-ați ajutat, te-ai spus de mult! Sfera e la mine! Unde-i copilul? Hrănit și schimbat! Ești îngrozitor, știai? Îngrozitor și dezgustător! De ce ai vrut sfera regală? Nu o să te facă prinț! Mai vedem noi! Trebuie să ducem bebelușul înapoi. Oh. V-ați întors atât de repede? Ești liber să pleci. Stăpânul meu, hoțul de chipuri, are globul. Da. Ați dat cu bâta în baltă și habar n-aveți ce ați făcut. Ce-a vrut să spună că n-am habar ce-am făcut? Poate că la faptul că prințul va fi supărat când va afla. Oh, dar prințul meu e bun și va înțelege când îi voi explica. Nu puteam să-l las pe hoțul acela îngrozitor de chipuri să păstreze bebelușul. Copilul e mai important decât globul. Și eu sunt foarte obosită. Vin și eu cu tine pe tărâmul zânelor. De ce? Nu e nevoie. În primul rând, ești atât de obosită că abia poți să zbori. Apoi, dacă prințul se va supăra, te voi susține. George se poate duce la culcare. Sunt bine acum, Nelly. Mulțumesc că m-ai condus. Poți pleca acum. Sunt sigură că prințul doarme. Ba nu, privește. Scumpul meu, ești bine? Oh, nu! Unde? Unde e sfera? Sfera? Spre deosebire de tine, noi avem sute de ani ca vârstă. Magia sferei ne oferă tinerețe și frumusețe veșnică. Dacă nu e în posesia noastră, vom pieri cu toții. Nelly, ce ne facem acum? Avem nevoie de ajutor. Ce? Ce e? Ce vrei? Nu știi că gnomilor nu le place să fie treziți brusc? Și ce caută zâna asta aici? Zână? Care zână? Nu e o zână, e Brigid. Da, dar acum Brigid e o zână. Așadar, până la urmă te-ai măritat cu prințul. Știam eu. Pui ceva la cale. Ce anume? Hei! Avem necazuri mari. Hoțul de chipuri are sfera regală. Trebuie să o recuperăm, altminteri zânele vor pieri. Zânele vor pieri? N-am știut, dar sfera e cea care le dă frumusețe și nemurire. Chiar și eu știu asta. Cum de v-ați încurcat cu hoțul ăla? Nu știați că e fratele cel rău al prințului? A fost izgonit cu secole în urmă pentru că a încercat să-l răpună pe prinț. Acum încearcă iar, dar n-o să lăsăm să scape atât de ușor. Cum am putea face o sferă falsă să înlocuim pe cea adevărată? În mod normal nu mi-aș băga botul. Dar dacă sfera rămâne la hoț, am dat cu toții de belea. Ia să vedem ce am. Ăsta seamănă, nu credeți? Da, e perfect. Să vedem ce am putea folosi pentru celelalte bucăți. Hei, asta e broșa mea.
Cum de ajuns acolo? Am găsit-o pe jos. De unde să știu eu că e a ta? Nu mi-a plăcut niciodată prea mult. Ce zici de asta? Ei, seamănă cu sfera magică, doar dacă te uiți cruciș. Nu-i nevoie decât de puțină magie de gnom. În mod normal, nu mi-aș băga botul, dar având în vedere împrejurările, voi face tot ce pot. Oh, măturoiule, e minunat! Hai, Bridget, să mergem. Stați! Vin și eu! Aveți grijă! Vaftă! O să aveți nevoie! Sfera la locul ei de drept. Sper să nu fie prea târziu. Oh, nu! Ați adus sfera. Da, scumpul meu, o avem. Pare foarte rău. Bridget, n-aveai de unde să știi. Hoțul de chipuri era conștient de asta. Acum a fost foarte aproape de victorie. Trebuie să-l oprim pe acest hoț. E periculos pentru noi toți. Nu putem face nimic pentru a scăpa de el? Poate. Întrucât ne crede plecați de pe lumea asta, l-am putea surprinde. Chadley? Da, să întocmim un plan. Admirați-l pe adevăratul prinț de pe tărâmul zânelor. Arătați destul de bine, stăpâne. Destul de bine? Arăt magnific. Crezi că zânele și-au dat deja duhul? Categoric. Mai mult ca sigur.
Să mărșăluim triumfător pentru a-mi reclama locul de drept la palat. Este al meu în sfârșit. Gata și cu exilul meu etern. Tărâmul e doar al meu. Stai așa. Priviți-vă, regele. Stăpâne. De acum încolo, afumatule, mi te vei adresa cu maestatea voastră. Bine, maestatea voastră, tocmai am nu văzut... Nu acum, afumatule. O să ascult ce ai de spus după ce o să-mi ocup locul pe tronul regal. Dar, stăpâne, maestate! Prepar! O, oamenii, ajutoarele mele, plecați atât de curând... Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Aș vrea să vă mulțumesc că v-ați străduit să returnați tărâmul zânelor cârmuitorului său de drept. Înainte de a pleca, închinați-vă. Să ne închinăm? Ție? Nu, mulțumesc. Acum n-am timp de-al de voi. V-ați încheiat misiunea. Trebuie să ajung la palat. Vei ajunge la palat, dar nu așa cum crezi. S-a întâmplat asta? Am sfera regală! Corecție! Ai o perlă pe un ac de broșă. Eu am sfera regală! Distruge-i! Ți-a sunat ceasul. Întoarce-te și înfruntă-ți adevăratul dușman. Sfera! Puterea ta va fi păstrată în siguranță în sferă. S-a zis cu tine. Pe mine n-o să mă distrugi niciodată. Ți-am zis că o să ajungi în palat. Dar am uitat să-ți spunem că în temnița palatului. Locul tău de drept. Exact cum scria în profeție. Șefu, asta nu e temnița din care n-a mai scăpat nimeni niciodată? Ba da, nărodule. Dar noi vom scăpa. George, mai ții minte ce s-a întâmplat ultima dată când ai mâncat? Oh, da, ai dreptate. Da, dacă mai iau după calculele mele, mai aveți o sarcină de îndeplinit. M-ați ajutat să-l bag pe fratele meu la închisoare și asta e mai mult decât o sarcină. Foarte bine, maestate. Înseamnă că George nu mai are viața scoasă la mezat. Așa este. Mulțumesc. Ar trebui să plecăm acum. Mă rog, dacă spui tu. O clipă. E o idee minunată, draga mea. Care idee, maestate?
Decretez faptul că George nu și-a răscumpărat doar viața, ci datorită faptelor lor curajoase, atât el cât și Nelly pot să se delecteze cu ce vor din bucatele noastre, fără să fie nevoit să rămână pe tărâmul zânelor. Nu e vorba că ar fi un lucru atât de îngrozitor. Înseamnă că pot mânca asta? Da, George. Nelly, asta e prima dată când râzi de când ai plecat de acasă. Zău? Poftimă prăjitură. E delicioasă. Ar trebui să plecăm, George. Nu trebuie să îngrijorăm familia cum. La revedere! O să ne întoarcem în curând, promit. La revedere! La revedere, copii! Pa! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! Oh, nu! Răsare soarele! Trebuie să fugim! Ce s-a întâmplat? Nu-ți face griji, s-a terminat cu bine. A, nu, nu, să nu îndrezne să arunci cu zăpadă, tinere, nu. Îți arăt eu. N-am fost eu. Eu am fost. Nelly, George, voi sunteți? Da, noi suntem. Bună dimineața, doamnă Coombs. O, doamne, ce surpriză! Eu credeam că voi încă dormiți. A nins atât de frumos încât am vrut să ieșim puțin. Copii, tocmai am primit o telegramă. O telegramă? De la cine? De la mama voastră. Nu mă pot abține să nu vă spun că m-a supărat tare. Chiar foarte tare. Ce scrie? Spune că îi pare foarte rău că lucrurile n-au ieșit așa cum doreați și că vă pot trimite deja acasă. Abia ați sosit. Chiar vreți să plecați atât de repede? Bineînțeles că nu, doamnă Coombs. Nu vrem. Îmi place aici. Oh, cât de mult mă bucur. Și eu. Ar trebui să-i scrieți mamei voastre. I-am scris deja. Oh, bine. Mă duc să aduc niște ouă pentru micul dejun, bine? Ce bine! Ha, 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 ha,